Evenimentul a început cu o petrecere la o cabană din localitate, unde columbofilii au fost întâmpinați potrivit tradiției cu țuică fiartă și pomana porcului. Gazdele au sacrificat un grăsun de peste 100 de kilograme, bătălia cea mare purtându-se pentru șoriciul proaspăt. Atmosfera a fost întreținută și de un taraf de lăutari. Sunt foarte încântat că am putut să ajungem aici la festivitatea primăria Clubului Bușteni, cu domnul primar alături. O festivitate neîntâlnită în zona Prahovei aici, deci trebuie să luăm toți exemplu ce s-a putut face aici. O surpriză mare din partea domnului primar, ca întotdeauna este a doua ediție care le pregătește mari surprize, deci asta a fost prima cu spiritul românesc, cu tăierea porcului. Am adus alături de noi toate VIP-urile columbofile ale Prahovei, deci le avem în această seară. Urmează festivitatea de premiere înăuntru, continuăm cheful alături de domnul primar. Întreg programul festiv s-a desfășurat sub atenta privire a primarului buștenar. Am făcut astăzi un deal să mă fac columbofil. Cum este petrecerea? I-am primit, așa cum se cuvine, cu tradiția românească, cu tăia de porc, toată crema columbofiliei din Prahova e astăzi la Bușteni. Membrii columbofili din cadrul cluburilor prahovene s-au remarcat în competiții atât la nivel național cât și internațional, ocupând chiar locul 9 la Olimpiada din Cehia. Festivitatea de premiere s-a încheiat cu aducerea unui tort decorat cu o pereche de porumbei din marțipan.